În adolescență a fost pasionat de istorie, însă a ales să facă medicina pentru a salva vieți. Este povestea impresionantă a conferențiarului universitar dr. Ionuț Nistor, medicul primar nefrolog, care a preferat să rămână în România la Spitalul Parhon din Iași, unde reușește să aline durerea celor care au probleme cu rinichii. Una din deciziile grele este când vrei să știi la ce facultate dai. Opțiunile pe care le aveam în liceu oscilau între istorie și medicină. Am făcut alegerea corectă. Am avut o îndrumare din familie. Mama mea este asistent medical și a sugerat, m-a îndrumat spre această carieră. Cum au fost anii studenției? Anii studenției au fost mai degrabă pentru mine, fiind ieșean, niște ani care mi-au permis o independență și o maturizare mai accelerată. Am reușit în facultate să mă angajez. Am reușit în facultate să mă mut de acasă, deși eram eșean și să pot să mă întrețin din banii pe care îi câștigam în timpul facultății. A fost o alegere după o echipă și nu o alegere după specialitate. Nu știam foarte multe despre nefrologie, nici nu făcusem nefrologie în facultate. Abia după anii în care am terminat eu, a fost introdus ca un modul obligatoriu pentru orice student la medicină. În medicină, aș putea să spun, ați fost plecat în mai multe țări, începând din Italia, ați fost în Amsterdam, ați fost în Australia, dacă nu mă înșel. Da. A fost o oportunitate pe care noi am primit-o în Iași, tocmai având un renume la nivel european de centru de excelență în nefrologie. În CV-ul dumneavoastră, care este foarte interesant, de altfel apar două doctorate. Da, am considerat o oportunitate atunci când am primit invitația de a face un al doilea doctorat în Belgia, la Universitatea din Ghent. Gândul de a pleca definitiv nu a existat, nu a mai existat. Reușeam să-mi găsesc toate satisfacțiile și reușesc în continuare să-mi găsesc toate satisfacțiile legate de locul de muncă în spitalul în care activez. Sunt peste 600 de pacienți care fac dializă. Din acești pacienți, aproximativ 40% ar avea indicație de transplant. Cine este Ionuț Nistor? Că tot am vorbit de carieră. Ionuț Nistor este un om care are familie, care are copii, care își dedică timp pentru familie și în același timp care îi place să călătorească, care îi place să meargă la evenimente în Iași, care îi place istoria și care încearcă, pe lângă viața profesională, să aibă și o viață personală. Este o expresie din Australia și din state pe care o folosim destul de mult, dar o înțelegem mai puțin în zona noastră. Mind your own business. Vezi-ți de treaba ta, fă-ți treaba ta cu dedicație, cu plăcere, cu rezultate și vor veni și recompensele. Interviul pe larg îl puteți urmări luni 4 aprilie, începând cu ora 20, la Povești de Succes, doar la Iași TV Live.